de 5.600 lei ca ajutoare unice următorilor cetățeni. La vot, eu am o întrebare. Eu am întrebări. Hai domnul Pedro. Este aici un cetățean, Sulo Serghei. A lucrat toată viața lui tractorist și e paralizat. Da. Stă la pat. Se lingere. Și eu propun să-i dăm 1.500 de lei, el într-o stare foarte grea și trăiește foarte greu. Și propun 1.500 de lei să-i dăm lui Sulo Serghei. Dar noi știm, da. Noi am vorbit și de Căbișor, că nu am ce-am văzut foarte sat. E într-o situație foarte grea și... Și e puțele de pus de soția lui. Am fost și punem la bacerii, mi-e trașez cât alocăm 1.500 de lei, rog votați.